Steaua București debutează la finalul acestei săptămâni în noul sezon al campionatului național Divizia A1 la volei masculin. Cu schimbări importante atât pe banca tehnică cât și în ceea ce privește lotul de jucători, Steaua are din acest sezon și un nou capitan. Tot timpul am încercat să dau tot ce e mai bun din mine, fie că sunt capitan, fie că nu. În afara terenului, într-adevăr, trebuie să fiu conexiunea între vestiar și staful tehnic. Ceea ce cred că e destul de ok. Mă apropie mai mult de colegii mei. În sezonul 2022-2023, roșii-albaștri au obiective înalte, atât pe plan intern, dar și în CEF Challenge Cup, acolo unde vor evolua pentru al doilea an la rând. Să câștigăm toate meciurile. Asta este obiectivul nostru. Să avem de la meci la meci o prestanță cât mai bună. Steaua București întâlnește sâmbătă în prima etapă pe teren propriu pe Universitatea Cluj, într-un meci transmis în direct de Steaua TV de la ora 16:30.